Marți 12 decembrie, în sala de ședință a Consiliului Județean Giurgiu, a avut loc conferința finală a proiectului Investiții pentru o regiune sigură, județul Giurgiu și districtul Ruse. Beneficiarul pentru partea română fiind Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. Prin implementarea proiectului, Consiliul Județean Giurgiu a finanțat în curtea detașamentului de pompieri Giurgiu din strada Uzinei numărul 48 o investiție denumită bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență. O nouă ocazie de a prezenta giurgiuvenilor și celor interesați de transmisiile de la această întâlnire. Още една възможност ние да представим това, което сме придобили, възможност за отчитане всъщност на тяхната работа. Că finalizarea unor proiecte absolut necesare comunităților de pe ambele maluri ale Dunării. Este vorba de un proiect care este excluzitul neobhodim să dvata breaga na reka Dunav. Ne dau ocazia și să revedem chipuri ale unor prieteni și să confirmăm încă o dată relațiile bune dintre noi. A това e povod să vedem tuk много лица, които са ни много близки, хора и всъщност да се зарадваме едни на други от това, че сме заедно. Благодаря. Тъй като това е втора среща, на която отчитаме проекта, първата беше в Русе преди около седмица. Este a doua întâlnire la care fac parte, pentru că în urmă cu o săptămână a avut loc și la Русе. Виждам, че партньорските отношения са наистина в един изключително голям обем и в този проект са участвали много хора, не само колегите от двете служби за пожарна безопасност и защита на населението, а и от страната на двете администрации на България и Румъния. Вътатата луме care și-mi dau seama pentru participanții la acest proiect, nu numai pe partea bulgară, dar pe de ambele maluri. Realizarea obiectivului a condus la reducerea timpilor de răspuns în situații de urgență, creșterea duratei de viață a autospecialelor de intervenție și reducerea cheltuielilor de întreținere și reparație a autospecialelor. După 8 ani de zile ne vedem visul îndeplinit. И всъщност ние след 8 години виждаме нашия сън реализиран, сбъдната мечта. Ами аду каминте, каче проект început în 2015. И си спомням и аз, че този проект започна 2015 година. La acel moment eram șef de serviciu logistic. Аз тогава бях на дирекция логистика. Și am lucrat direct la proiectul de hotărâre de guvern. Всъщност директно работех и имам отношение към решението на правителственото решение, без което нямаше как да се. Са făcut trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al Consiliului Județean al unui teren de 3000 de metri pentru a putea fi implementat proiectul. Когато всъщност те са успели с помощта на Окръжен съвет Гюргево да придобият в тяхна собственост терена, на който след това е направена придобивката, за която вече всички разбрахме. Acel proiect de hotărâre de guvern a trecut, dar a avut valabilitate 2 ani de zile. La finalul conferinței, cei implicați și prezenți în sală au primit și diplome.